Radu și Ana sunt alături de noi. Bine ați venit direct din studio. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Aș vrea să lămurim pentru început. De câți ani sunteți împreună? Da. De câți ani, dragă mea? Suntem de 22 de ani împreună și 19 căsătoriți. Oficial suntem împreună de mult înainte de a exista trupa. Foarte corect. Ozon. Tu ești cu calculile. Doar că eu aveam 16 și 19. Da. Doar că nu se știa. Între timp, Ozon a fost o etapă din călătoria noastră. A fost o filă din viața mea. Da. Îmi imaginez că a fost foarte greu pentru Ana perioada asta. Pentru că voi erați foarte celebri. Evident că toate fetele ziceau singur. Radu, Arsenie, singur, Dan, nu? Toată lumea. A fost foarte greu pentru ea, pentru că îți dai seama, în momentul ăla de tensiune, ea trebuia să suporte toate respingerile astea și fanii care veneau spre noi și era dată la o parte și managementul care spunea că nu e bine să zici că ai prietenă, nu? Că ești căsătorită. Era un trend, toate trupele erau foarte disponibile. Adică... Da, eram mică. Eram copii cu toții, zic. Dar foarte îndrăgostită, cred că asta m-a ținut pe poziție. Acolo. Și uite că ați realizat foarte multe lucruri împreună și mai ales aveți o familie superbă. Mulțumim. Eu vreau să știu cum vă descurcați voi cu trei copii. Foarte greu. Cred. Foarte greu pentru că e destul de solicitant și având în vedere că copiii noștri sunt de vârste diferite, avem și un teenager și un bebe și clasa 0 și clasa 0. Ele avem tot la pachet, avem 3 în 1. O avem și pe bunica care împreună cu noi face echipă și mulțumim. Bine, măcar că aveți un ajutor, știi? E destul de complicat când sunt vârste atât de diferite, pentru că fiecare trage în altă direcție și fiecare cerșește timp. Îmi imaginez că noaptea se termină târziu pentru că mai stai, mai compui... Nu face tura. Noi compunem, stăm în studio ziua, lucrăm de obicei. Da. Când copiii sunt la școală și la grădiniță, atunci repede ne concentrăm ca să putem lucra. Că seara avem alte tabieturi și noi nu vrem să ignorăm timpul. Nu lipsim de la băița lor de seară, de la noapte bună, chiar dacă e zarvă mare până se culcă, e un dezastru, efectiv. Se aleargă prin casă, în pijamale. Exact. Dar oricum nu lipsim, suntem seara de seară lângă ei. Încercăm să terminăm tot ce înseamnă geop, muzică, artiști, colaborări, până la ora la care trebuie să fim acasă. Știu că la un moment dat ai spus, Radu, că vă doriți să faceți un reality show cu familia, cu toții. Da, nu neapărat că ne dorim să facem, dar facem asta de fapt. Facem, dar nu neapărat reality show, ci mai mult pentru propria arhivă. Sunt niște filmări. Sunt niște filmări, ca să rămâie acolo. Pentru că le uităm, retrospectivă. Știi? Retrospectivă. Avem 15 ani în 15 minute pe YouTube. Da, pe de la nașterea primului copil până... Foarte interesant. Prezent. Toată lumea a plâns la filmulețul ăla, da. E o nebunie în 15 ani să faci 15 minute din 15 ani. Deci toate lucrurile se păreau importante. A fost foarte greu să alegem. Și am mai avut niște filmări pe care le-am pus, dar sunt retrospective. Nu avem timp să facem asta zilnic ca vlog. Dar niște poze pe Instagram, da. Sigur, punem foarte pe Instagram multe. Pentru că asta este Radu realitatea. Radu Sârbu Official. Da, Radu Sârbu Official și Sârbu Ana, Siana. El e paparazzi în casă. Deci el e pasionat de fotografie și toate pozele sunt făcute de tati. Asta voiam să spun. Cum a venit pasiunea asta pentru fotografie? O am de mult pasiune. O am de când aveam 14 ani, cred că, când am privit de ziua mea primul aparat foto. A practicat pe frățiorul lui. Da, și am un frate mai mic cu 14 ani, pe care am exersat poze de... Sărbună! Da. Vreau să-mi spuneți, e foarte greu de plecat în concedii, spre exemplu. Eu știu că și eu am doi copii acasă. Plecați cu toții? Trebuie să pleci undeva, trebuie să strângi bagaje și așa mai departe. Foarte rar plecăm. Nu întreba de bagaje. Cum plecați? Dacă vreți să mergeți în Republica Moldova, spre exemplu, acasă, că până la urmă acolo e acasă, sunteți legați umbilical de Republica Moldova, imposibil. O mai avem pe mama lui Radu, da, acolo. Și în condițiile astea, vreți să mergeți până în Republica Moldova, sunt câteva ore bune cu mașina. Cum e un drum? E destul de greu, pentru că bagajele sunt... Nu, întrebarea e, nu v-ați luat o rulotă? Ar trebui... Trecut prin cap, să știi. Ne-a trecut prin cap. Am plecat weekendul trecut la munte. Da. Pentru două zile. Deci mașina noastră de 7 locuri era neîncăpătoare pentru câte bagaje. Și avem mașină destul de mare. Am putut să luăm și cât am putut să cărăm, o sticlă, ne-a ocupat mai mult timp să ducem și să aducem bagajele decât să stăm și să le faceți. Da, pentru că copil mic... ia medicamente, posibil. Da, poate avem nevoie de aia. Și Radu să iau și asta. Și când ne dăm seama, sunt 6 genți enorme de bagaje. Din care 3 nu sunt desfăcute niciodată. Eu când le văd, zic, vai de capul meu, Da, și până la urmă sunt utile. Da, majoritatea sunt utile, mai ales că picii vor. David are o plăpumioară, fără care nu merge nicăieri. Eva are 2 ursuleți pe care i-am cusut noi împreună. Și nu pleacă, fără ei. Anastasia are cărțile.
fără cărți nu pleacă nicăieri. Deci, cumva, mai adună și ei acolo. Ce muzică se ascultă în mașină? Tot ce producem. Tot, bine, copiii mereu mă fac pe mine să fiu DJ și vorba una, au preferințe. Alan Walker asculte. Da, în general ascultăm ce producem. Uite, acum putem să ne lăudăm cu faptul că cea mai difuzată piesă din Moscova se numește Rain and Sun. Este compusă de noi în România. Este pe numărul 1 de DJ-ul Leonid Rudenko. Adică există viață și după uzon muzical. Există, da. Noi, ca producători și compozitori, ne mișcăm foarte bine și atunci tot ce producem trebuie să testăm o mașină pe voluntare și pe copii. Și dacă îi vedem critici, nu? Da, exact. Și dacă vezi că nu au nicio reacție, ceva nu e ok. În România am compus pentru Loredana Groza, Dima Trofim, Nico. Foarte mulți, foarte mulți. Dar încercăm să ne concentrăm mai mult în afară, pentru că Radu are foarte multe relații acolo. Da, ne știm cu oamenii de acolo și atunci e mai simplu să facem conexiunea între artiștii. Și cum se întâmplă, Radu? Ți se cere o piesă sau tu faci o piesă și te gândești la cineva? De cele mai multe ori, da, se cere. Adică cineva spune, uite, vreau versuri sau vreau melodie sau vreau producție sau vreau remix, iar sunt situații în care și trimitem la partenerii noștri piese și ei le potrivesc pentru artiștii lor. Dar pentru tine? Pentru mine? Bună întrebare. Bună întrebare. Eu la fel mai scot piese, dar nu foarte des. Adică le scot odată la 3 luni, odată la 6 luni, depinde. Și trebuie să găsesc piesa aia care o simt eu. Adică, care e pentru tine, care e pentru sufletul. Mine. Anul trecut am avut surpriză să compunem o piesă pentru DJ Rudenko, care a făcut piesa pe undeva din Germania și a ales vocea din România, Alina Eremia. Da. Deci noi compunem piesa pentru cineva internațional, nici prin cap nu ne-a trecut că o să ajungă înapoi în România și o să-i aleasă o voce. Da, și a fost 16 săptămâni numărul 1 în Rusia. Deci ce bună e globalizarea asta până la urmă. Exact. Da, e bună. Da, pentru că poți să lucrezi cu artiști peste tot. Nu ești limitat. Și există căile astea care au apărut în ultimii 10-15 ani, care ne ajută pe toți foarte mult să ne ducem munca peste hotare. Dacă cumva aici nu ești apreciat sau nu-ți găsești calea, exact, să o găsești dincolo, nu? Da, absolut. E bine că ai ușile deschise peste tot. Important să știi să bați. Asta lipsea la ozon, vreau să zic. Pentru că erau acum toată lumea își făcea Instagram. Pentru prima oară, atunci nu era Instagram. Îți imaginezi ce ar fi fost azi o zonă? Ce ar fi fost azi? Ar fi fost un boom și mai mare, cred, având în vedere mediatizarea, dar a fost și atunci un boom, pentru că unde ne duceam, în Japonia, în Africa, peste tot, lumea cânta, în Franța se cânta freșca, numai ei, și așa mai departe. Adică peste tot era câte o chestie foarte faină și acum este și pe PlayStation și pe tot felul de jocuri. Copiii de vârstă mici știu piesa, adică în piață când am cântat, erau copii mici care cântau. Ceea ce m-a mirat, pentru că totuși Au trecut niște ani și drept dovadă că... Pentru că ultima întâlnire ozon publică a fost în Piața Constituției de Crăciun. Exact, da, de Revelion. De Revelion. Foarte frumos, a fost o nebunie întreagă. Și foarte plăcut să-i vezi pe toți trei, au un vibe special. Le spuneam băieților că voi trei sunteți cumva... Fiecare diferit are ceva, dar voi trei împreună aveți o energie pe care e debordantă, efectiv, energia. Da, fiecare avem... Nu v-ați gândit cumva... Nu, fiecare avem realizări personale, muzical vorbind, foarte bune și nu cred că este... Adică ai o filă care a fost, am trecut fila și mergem mai departe. Eu zic că este... să mai revină ei din când în când. Din când în când, da, e o revenire ca și cum o întâlnire între absolvenți. Și pentru ceva public. De genul. E pentru și public. Pentru public, da, despre asta. Foarte greu. Pentru că ei trebuie să fie contactați ca trei artiști separați. Exact. Trei contracte separate. Exact. Despre asta e vorba. Ana și Radu Sârbu, mulțumim frumos că ați venit azi alături de noi. Evident că găsiți pe YouTube, cum ziceam... Și pe YouTube și pe Instagram. Și pe Radu Sârbu Oficial. Pe TikTok înțeleg că nu. Că... Poți să vin și pe TikTok. Încercăm să fim mai aici. Am aflat și eu astăzi care e treaba cu TikTok. Ba nu, am aflat acum vreo două zile, mi-a zis Codin Maticiu că e... Acum trebuie să te lansezi pe TikTok. Categoric, bomba, da. Eu zic să-i aștepți pe copii să facă asta. Da. Mergem mai departe.